Ok, fraților, e timpul să deschidem niște premii, premiile de Weekend League și Division Rivals, prima săptămână la Weekend League. O săptămână nu e apărat fantastică, ca să fiu sincer. Ok, o să scoatem Elite 1 din nou la Squad Battles. Rang 1 sper, aveam 26.000 de puncte la limită. La Rivals, din păcate, doar Gold 2 la Weekend League și aici dezamăgirea mea. Nu neapărat pe joc, jocul are probleme, are nevoie de update-uri. Mai degrabă dezamăgit de jocul meu, de gameplay-ul meu. Departe de formă de la FIFA 18, FIFA 17 și ăsta e adevărul, mai degrabă bara-bara cu FIFA 19, la cum joc în momentul de față, la cum simt eu jocul, probabil că o să scoatem constant din nou Gold 1 la Weekend League și o să ne chinim pentru Elite. Nu sunt foarte bucuros, așa că da, mingea e la mine, practic și am nevoie de meci, am nevoie de antrenament, da, dezamăgim de mine, ăsta e adevărul. Ok, fraților, înainte să intrăm în pack-uri, înainte să vă invit respectul, să treceți pe la butonul și să apăsați acolo, știți voi, like, share, subscribe. Hai să dăm un ochi pe Team of the Week. Un Team of the Week puțin surpriză. Nu avem foarte mulți jucători care merită atenția noastră. Nu o să pierd timpul cu Immobile. Dybala e interesant. Îmi pare așa puțin weak foot-ul ăla. Nu știu dacă își merită neapărat 3 stele, weak foot 4 probabil că ar fi mai ok. Mediu nu e fantastică, cereață bună. Nu știu, cu un dead eye cred că și-ar face treaba pe poziția de cam. Dybala, să zicem, meritat. A fost totuși derby Inter-Juventus. Dybala dă gol chiar dacă nu termină meciul în teren, 71 de minute pentru el dacă nu mă înșel. Cred că își merită Team of the Week. Semedo cu pase de gol, interesant și într-adevăr joacă, a jucat în stânga pentru Barcelona-Sevilla. Gomes, o opțiune bună. Gomes, interesant, aici am o problemă. În general, nu critic, dar nu sunt foarte transparenți cei de la ei, nu știu cum iau deciziile astea. Gomes, un jucător bun, dacă îl prindem e fantastic, 95 deja la accelerație. Din nou, eu personal aș da un dead aici pe poziția de cam. 4 stele, high medium, deci chiar e ok. Ăsta e un cartonaj bun pe care îl poți folosi. Atalanta, care e acolo sus în clasament, dar cu Lecce, care are retrogradare. Nu știu de ce au decis să meargă pe partida asta, bine că e Gomes. E bine, problema mea e aici, la Verratti. Sunt mai multe opțiuni pe care nu înțeleg, dar o să mă opresc strict la Verratti. O să zici de ce. PSG are meci practic acolo în top și câștigă 4-0. E bine, îl avem pe Verratti care ia Team of the Week. În condițiile în care Sarabia, acum, asta nu înțeleg. Deci dacă nu băga nimic de la PSG, înțelegeam. Dar dacă ai dat Team of the Week la un jucător la PSG, de ce să-i dai lui Verratti în condiții în care Sarabia deschide scorul, dă gol și dă două pase de gol. Da, dă două pase de gol, una lui Icardi și una lui Gueye. Gueye, dacă pronunț gol, e senegalez, de la PSG, da? Bun, și practic ia și omul meciului și ia fața unui jucător, pe cum Icardi sau Neymar. Frate, și nu-i dai Team of the Week. Deci gol, două pase de gol, omul meciului și dai lui Verratti. Am intrat de curiozitate să văd și eu statisticile și într-adevăr Sarabia a fost omul cel mai bun jucător de la PSG și nu-i dai Team of the Week. Înțelegeți că eu nu înțeleg. Deci înțelegeți că eu nu înțeleg. Ok, ăsta e Team of the Week cu modest din punctul meu de vedere. Dar sunt câteva opțiuni interesante. Aici dacă era right back era mai bine. Pentru că da, o să duci și ai pe stânga ai opțiuni, pe dreapta, pe Spania nu prea ai foarte multe opțiuni. Dar ăștia doi cred că sunt ok, chiar și Dybala ar fi opțiuni bune. Interesant și Hernandez, Teo Hernandez care dă gol, atenție. Interesant și cartonașul ăsta, inițial am zis că nu-l menționez pentru că în momentul în care mă duc pe defending acolo, chiar dacă îi dai boost, defensive aware 64, what the f*** ei. Dar poate fi o opțiune bună, e francez, de ce nu? Bun, gata mă, am dat un ochi și pe Team of the Week, nu că e fantastic. Intrăm în premii, ce, Squad Battles? Nu mă, nu la Squad Battles, pur Champions și Division Rivals. Și o să mergem în primul rând pe Division Rivals. Hai să le luăm, frate. M-am lungit puțin cu intro, asta e. Bun, sper eu să fie și aici avem untradeable, da, rang 1, e rang 1 clar. Pentru prima dată, eu de obicei o să iau, de obicei luam, sau mă rog, și știți că eu așa am făcut și la FIFA 19, premiile untradeable. De data asta o să iau tradeable, de ce? Pentru că sunt îngrijorat, o să mă umplu cu resurse și nu am în ce să le bag. Nu o să mai avem leagues, nu o să mai avem SBC-uri decât Player of the Month. Trebuie să aștept foarte mult până la SBC-uri importante. Sunt foarte curios cum funcționează cu swap-ul ăla icon. Așa că astăzi, strict astăzi, o să iau premiile tradable. Ăsta e și motivul. Nu știu direcția, nu sunt foarte, foarte transparenți cei de la ei. Ok, în fine.
Am luat premiile, avem 695 de puncte să fie primit și mergem la FUT Champions. Cum spuneam, gol 2, puțin dezamăgit, dar aia e. Aia e. Pentru prima săptămână, cred că așa a început și la FIFA 19, dacă nu înșel, după aia tot ne-am dus pe gol 1, probabil că așa, așa o să facem și la FIFA și la FIFA și la FIFA 20. Aia, mai am nevoie de lucrat, mai am nevoie de skill. Bun. Acum, ce marcu a fac pe mine? Sincer, mai nimic. Sincer, mai nimic, fraților, pentru că da, nu știu. Orice e bine primit. Da, orice e bine primit, să fie bine, să nu fie rău. Hai, că nu e un team of the year fantastic, așa că dacă aș primi un jucător sau un altul, nu aș fi neapărat mulțumit. Îl avem pe Plea, care nu e o opțiune rea, ca să fiu sincer, nu e un jucător rău. Nu am pierdut timpul la el pentru că, da, 3 stele lui Foot și accelerația aia, dar e o opțiune ok, e francez, cu Hunter pe el, poate fi jucat ca super sub și îl luăm pentru că e cel mai high rated. Arată frumos cartonașele astea, frate, ca să fiu sincer. Îl luăm pe Plea. Bun, prima opțiune și hai să vedem la a doua opțiune. Ce e, e. Ok, a doua opțiune interesant, ca să fiu sincer. Și Rodriguez ăsta nu arată rău din Messi, dar nu prea poți să faci link. O să-l iau pe Hernandez. Nu neapărat fantastic, ca să fiu sincer. Hai, mediu ok, înălțime ok. Nu a neapărat fantastic, mă uit acolo pe defending. Preferam să fie puțin invers, dar o să fac un pic, o să dau probabil un shadow pe el. O luăm pe Hernandez, hai că nu e tocmai rău. Ok, avem pe Hernandez, nu avem nici high rated, Gomez ăla era fantastic, în fine. Asta sunt primele noastre alegeri, e ok, am pus și niște bani acolo și hai să mergem să deschidem pack-urile. Mă, parcă îmi pare rău așa pentru astea că am luat tradable, eu tot timpul am tradable, dar mă blochez cu resurse și nu văd o ieșire, nu văd luminița la capătul tunelului, nu văd niciun respect fantastic. Da, bă, o să încep cu ăsta singur un tradable, one rare player spec, pentru că nu știu, au comis-o ei. Cei de la ei, din nou, nu-i transparență absolut deloc și au dat înapoi un jucător rare care e untradeable. Nu știu de ce, nu au zis de ce, au dat la unii, la unii nu. Așa că începem cu pack-ul ăsta, bonus, cadou. Am presit că e tradeable, dacă nu mă știu, m-am uitat la Nepo, e tradeable. Bun. Ok. Da. Ok, da. Ok. Mulțumesc ei. Ok. Bă, de ce l-au dat? Nu știu. Care e motivul pentru care nu știu. 76. Ok. Te doare capul, frate, te doare capul, cu tot respectul. Deci nu e hate sau ceva, dar te doare capul. Te doare capul. Ei. Bun, geamă primim gol pe casă, intrăm în pack-uri. Hai să deschidem. Sunt combinate, nici nu știu care e, de unde e. Ok. Bun, se pare că nu avem nimic. Se pare că nu avem nimic. Mă uit foarte atent la lumința, la lumința aia. O să încerc. M-am uitat la niște tutoriale, ca să fiu sincer, să văd dacă sunt care își dau seama. Pe ăsta o să-l păstrez, de fapt a trimis pe transfer list încă de la ușă, știi? E vorba de modul în care e luminată fața. Eu mă uit, dar sincer nu-mi dau seama. Nu, îmi dau seama, frate. Moșul nu mai vede bine. Nu mă mai vede moșul bine. 100 de coins. Ok, nu începem fantastic, dar mai avem. Ia să vedem aici. La poza aia încerc să mă uit. Dacă e luminată, chipul ar fi bored. Uite, e luminată, mi s-a părut, sau nu e? S-ar putea să fie bored, nu? Nu, e doar rare. E doar rare, nu e luminată. Cum îți dai seama, moșule? Nu știu. Nu știu. Ce faci? Stăm. Bine, mă. Mama lui, dacă n-ajung la ledulețul ăla, chiar nu pot să-mi dau seama. La leduleț atât, eu cu ledul am ce am. Dacă văd ledulețul, știu una și bună. Dacă nu văd ledulețul, e groasă. Bun. Ok, confirm items. 600 de coins. Ce să zic, aia e. Bine, rare. Astea sunt de 55.000. Mega, ăsta e de 35.000. Rare mega pack, astea sunt de 55. Deci 50. Pack-uri importante. Asta deschidem pe ăsta, mega pack. Ia să mă duc atent, mă, la fața aia. Ia să vedem. Pare mai iluminată? Păi nu-mi dau seama, pare? Ok, bă, ăsta e. Ăsta l-am văzut, mama măsi. Ăsta e. Părea parcă mai iluminată, mama măsi. Ăsta l-am văzut. Avem un team of the week. E ok, pentru că e tradable Cossack. E un pârlit de 79, dar e bine. Face și el acolo 10.000. Ține la club, mai avem vreo câțiva, nu știu, 4-5-6 la nivel de investiții. Și îl avem și pe Sergio Roberto, care s-ar putea să nu valoreze nimic. Ce să valoreze? Undeva la 2.000. Ăsta, cum spuneam, preț de discard. Hai că nu e rău, frate, hai că nu e rău. 10.000, nu? Nici 10.000. Ținem acolo la club, nu se știe.
Pentru că nu se știe ce este, frate. Nu știu dacă o să am nevoie, nu o să am nevoie. Newcastle, eu sincer am făcut puțin trade cu tricouri, Cruyff Arena, deci da, nu, asta le păstrăm și el nu mă interesează. Ăsta o să-l păstrez, o să vedeți de ce, nu și ăsta a trebuit să-l păstrez. Pentru că eu sincer am făcut, Aspas, bine mă, hai mă, ăsta e ok, ăsta e ok frate, nu l-am văzut, 9000, e ok, Aspas, ok, ok, hai mă că e bine, avem și un 85 și un Team of the Week, e ok. Fraților, am vândut tricoul și cu 2-3000, deci face parte din trade, ca să zic așa. Bun, dăm înainte, hai să vedem ce deschide. Mă, hai să ne luăm de grijă de asta de 50.000. Două bucăți la număr și două de 55.000. Hai, ia să vedem fața lui Van Dijk, care, bă, să mor dacă îmi dau seama. Bă, ăsta e walkout, frate. Ăsta e walkout, să moară Gigi dacă nu e walkout. Inter, center back și e Godin. Bine, bă, frățioare, îl mai am o dată, bă. Bă, la LED îmi dau seama, tu-i mama mă, este de LED. Bine, mă, frate, bine. Îl mai am o dată la nivel de investiție. Bine că am venit și a doua oară, valorează ceva. Foarte bine resurse la club. Wow, dar ce pec. Frate. Bine, mă. Alderweireld, care face și el ceva. Ăsta face cu siguranță ceva, face undeva la 25.000. Bine, mă, un 87 și un 88. Doi jucători, practic. Două walkout-uri în același pec. Ia să vedem pe Godin. Undeva sub 30.000, nu? Ah, oleu, 20.000, frate. Bine, eu am dat 15.000 sau 16.000. Doar 20.000. Bă, nu, ăsta 22.000. Ba da, mă, 22.000. Băi, frate, ești nebun. Ce low e. Așteptăm, nu vindem. Bine, mă, sunt mulțumit de pe ăsta. Doi jucători walkout în același pec. Ok. Ceva interesant? Nu. Bine, mă. Bine, mă, două walkout-uri în același pec. Și avem, practic, două walkout-uri și un infor. Bine, mă, rare goal pack, hai din nou. Ia să vedem fața lui Van Dijk. Lubinele alea trebuie să fie puțin mai puternic ce acolo jos. Se pare că... Nu m-am uitat la fața lui Van Dijk. Nu, mă, nu e, ăsta nu e. E doar board, nu e walkout, dar e ok. Avem un portar de la Torino. E vorba de Sirugu de 84. E bine, resurse, ăștia de 84. O să valoreze la un dat ceva. Sper. Ok, avem și pe Banega, ăsta nu ne interesează, ăsta nu cred că o să vorbeze ceva, și pe Diallo, trimitem sus. Ok, cât face Sirigur? Probabil cu 2000 în perioada asta, 2 până în 3000, ok, trimitem la club, 296 de coins și mergem la ultimele două pick-uri cele mai serioase, rare, mega pick, hai ei, ia să ne-am fățuca lui, bă, fățuca e luminoasă, deci e sigur board ăsta. E, dar doar bord. Doar bord. Deci e sigur bord, dar e doar bord. Da, mă, să știți că așa e, frate. Dacă vezi fața aia luminoasă, dacă îți dai seama măcar dacă e bord sau walkout, după aia îți dai seama luminuța aia, dacă e roșie, LED-ul ăla din stânga, bla bla bla, face el acolo singur pe treaba lui. Îl avem pe Callejon. Bă, nu e rău. Îl avem și pe Sanchez de la Inter. Nu e rău Callejon. 84 face și el un 4.000 metri de față. Ia să vedem ce mai avem. Conate nu cred că mai valorează ceva. În schimb Onicuru nu. În schimb Onicuru, mă, nici asta mai face. Nu, gata. Nu, Conate trebuia să intre. Pe cine a intrat? Pe Conate, nu, nu mai fac cont. Au scăzut băieții. Bă, ăsta e OP pentru început de joc. Dar din nou, nu cred că mai face în momentul de față. Dacă primeam la început, chiar la început, poate vă lua ceva. Scoat finesuri, probabil că o să rezolve cu sau nu. Știți ce? Asta trimitem sus. Nu cred că valorează asta ceva. Preț de discard, ăsta jos și ăsta jos. Bun. Bine. Bă, e ok. Deci avem două walkout-uri, un inform și o bună de 84. A, mă, poate acum pe final ne mai dă un pârde de walkout. Cine știe? Nu avea nimic fantastic, dar e ok, sunt resurse la club. Ia să vedem fața lui Van Dijk. E luminoasă. Bă, parcă e luminoasă. Bă, parcă a clipit, mă, ăla. A clipit sau n-a clipit? Bă, a clipit, dar nu știu dacă a clipit cu roșu, frate. Barcelona CDM, ba da, mă. E bine, mă. E walkout, frate. E Sergio Busquets, frate. Nu mi-am dat seama. Deci am zis că a clipit, dar nu mi-am dat seama foarte bine. Bine, mă. Și vorbim de al treilea walkout în pack-ul ăsta. Bine, mă, frate. Trei walkout-uri într-un pack opening și toți tradable. E bine, frate. Wow, și încă un inform. Bine de tot, frate. Hai, mă, că e bine, frate. Cât mai face Busquets ăsta?
Nu, bă, nu, știu, ok, o să ziceți, bă, dar n-ai primit, măi, nimic fantastic, nimic care poți folosi. Ok, aveți perfecte rezultate, dar în același timp avem 2 jucători în form. Avem 3 jucători la nivel de walkout care probabil acum nu valorează mare lucru, da, între 20 ceva și 30 de mii. Dar o să valoreze, ei țin la club la nivel de investiții, o să valoreze și probabil că o să scoatem pe jucătorii ăștia undeva la 100 de mii. 100 de mii, sincer, nu sunt de aici de acolo, eu sunt chiar mulțumit. Ia să vedem pe Dunk, pe Dunk, care face și el undeva în 12-13 mii în momentul de față. Dunk, bă, nu e rău, sunt mulțumit și cu Dunk, ăștia ne interesează bine, mă, eu sincer sunt mulțumit. E ok, e un pic, chiar un pic, hai mă, ce n-ai mă, 3 walkout-uri și 2 jucători în form, ce vrei mai mult de atât? Pă bune, zic. Încă aștept, încă aștept, încă aștept perla, încă aștept ăla, gold, aur. Și o să vine probabil la un moment dat. De fapt, dacă stau bine și mă gândesc, mai a venit Royce, cred că e suficient. Cred că e suficient, ăsta trimitem pentru vânzare, ăsta nu. Ok, frate, oh, și mai avem încă un 84, amă că e un carton, e un pack opening bun, frate. Deci chiar e ok, frate, deci avem undeva la 4 de 84, 2 jucători în form și 3 la walkout, avem și un 85. Hai mă că e un pack opening bun, frate, chiar e bun. Chiar e bine, chiar e bine, fraților, chiar e bine. Și da, fraților, cam atât și pentru episodul de astăzi. Nu uitați de butonașele fermecate. Până data viitoare. Peace.